În fiecare an, una dintre greșelile extrem de grave uh, care sunt comise în Parlamentul României este respingerea în bloc a amendamentelor opoziției de câte ori se uh, votează bugetul pe uh, anul viitor. Uh, este o practică uh, destul de veche, uh, este ticăloasă această practică. Eu, unul, când eram senator, m-am opus și am protestat și în plen și în comisii împotriva acestei practici, dar mi era mai ușor pentru că eu am intrat pe liste uninominale. Acum, parlamentarii sunt din nou aleși pe listă de partid, sunt la turmă și trebuie să respecte ordinul. Conducătorilor partidului. Deci, vinovații sunt șefii de partide care nu lasă dezbaterile să aibă loc și amendamentele, o parte dintre ele, că sigur sunt mii de amendamente, o parte dintre amendamente să poată să treacă. Nu putem să plecăm abinicio de la ideea că toate amendamentele sunt niște tâmpenii numai fiindcă sunt depuse de opoziție. Nu există democrație dacă opoziția nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce privește una dintre cele mai importante legi, care e legea anuală a bugetului de stat. De aici apar foarte multe greșeli.